Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de Lori vreau să mă păcălesc, să bat toate recordurile. Cei cu A, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune cei cu A, spune cei cu Andy. Mă păcălește, nu mă păcălește. Bună, Lori! Ce fată! Eu sunt încă nebun după ea și cu toate astea ea se poartă cu mine de parcă n-aș exista. Cred că nu-i plac glumele mele și crede că miros mai urât decât groapa de gunoi din East Gecko. Da, continua să râdeți de mine, e din ce în ce mai rău. Data viitoare va trebui să curăț toaletele din școală. Eram la ora de istoria lui Hutchins și el a început să ne povestească de un tip care se numea Casanova. Dar nu mă puteam concentra, praful de cretă a făcut-o pe Lori să arate ca un înger. Giacomo Girolamo Casanova, student la drept, doctor, cântăresc la biserică pentru o foarte scurtă perioadă de timp, a mai făcut și altele și este recunoscut pentru faptul că are multe prietene. Dacă ar fi întâlnit pe cineva ca Lori, s-ar fi mulțumit cu una singură. Domnul Casanova a fost și autor de cărți. Aveți ca temă pentru acasă, cercetați viața domnului Casanova. Va trebui să vă concentrați mai mult pe ce a scris decât pe cuceririle făcute. Sunt cucerii? Da? Ce știi tu despre cucerirea? Este ceva ce voi n-ați avut niciodată? Taci din gură, Larkin! Ce e asta? Bună ziua, domnule director de Rosa! Salutați-l pe domnul director de Rosa, clasa! Bună ziua, domnule director! Bine, nu vă mai agitați atâta! Aș vrea să o prezint pe Shirley Tasker, care a fost transferată aici de la liceul Mushoff. Salutați-o pe Shirley! Bună ziua, Shirley! Bună, Shirley! Iș. În ciuda entuziasmului de acum, sper că o să o faceți pe Shirley să se simtă ca acasă. M-ați înțeles? Și sper că nu o să fie victima ritualurilor voastre de bine ai venit. Nu vă grăbiți! Așa cum probabil că știți, eu sunt pasionat de vasele din ceramică și aș vrea să mă anunț că mi-am expus colecția în sala principală pentru toată săptămâna viitoare, începând cu ziua de astăzi. Ce frumos din partea directorului de Rosa că ne-a pus la dispoziție colecția de ceramică. Trebuie să-i mulțumim pentru asta, clasă. Mulțumim, clasă. Bună, eu sunt Andy Larkin. Cel care face cele mai bune farse din lume. Da? Poate vrei să devii cel mai accidentat pacient care așteaptă la urgență? Shirley, trebuia să te avertizăm. Andy spune multe, dar este numai gura de el. E cu adevărat inofensiv, crede-mă. Bine că am înțeles. Dar dacă încearcă să-mi facă vreo farsă, o să pățească. O să vadă el. Interesant. Vrei să zici, ești nebun? Andy Larkin, cum ai putut să faci una ca asta? Nu ești altceva decât un insensibil, nesuferitule. Mă faci să fiu așa furioasă? Aș putea să... Nu te speria, e chiar îndrăgostită de mine. Scapă de zâmbetul ăsta fals pe care l-ai. Fata aia se comportă așa cu tine numai pentru că este nouă pe aici. Știi, Craig, dacă nu te mai legi de farsele mele, îți promit că o să te las în pace, pe tine. S-a făcut? Bine, s-a făcut. Vestul, lasă vestul. Trebuie să recunoască că este destul de distractiv. Nu l-am mai văzut pe Andy să se poarte așa de când a fost în școală, ziua păcălerilor. Ce miroase așa? E grădinarul școlii. Au început să mă usture ochii, ce dezgustător! Grădinarul așa miroase de fiecare dată? Cred că l-am pierdut. Data viitoare, dacă îl mai trimiți în recunoaștere, ce zice dacă m-ai avertiza înainte?
Lori este afară cu prietenele ei. Probabil că acum le zice că îi pare rău că a țipat la mine. Ia, hai să ascultăm. Ascultă. Depinde de ce pune la cale, dar cred că nu se înțelege foarte bine cu apa. Bă, dar mirosul nu este singura problemă. Mai este și nasul lui. În una din zilele următoare o să se împiedice în el. I-ai mirosit respirația? Înainte să se apropie de mine aveam părul drept. Și mereu se scarpină. Uneori vreau să-i dau o banană. Pare să fie un ratat. Chiar este. Dar e ciudat. Pa, 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 mâine! Pa, grijă, pa, pa. Nu pot să cred ce am auzit. N-am nasul așa și nici nu mă scarpin. Se pare că cineva se uită la tine. Poftim? Am vrut să zic, tu ești mereu spălat. Și nu miroase respirația, da? Deci? De ce ar spune toate astea? Vazele lui de rosa sunt o metaforă pentru relația mea cu Lori. Totul a început cu promisiuni și multe așteptări și s-a sfârșit cu multe lucruri inventate și urâte. Dar m-am săturat. Ah, nu! Asta e ultima dată când mai accept așa ceva. Este timpul să fac ceva! Este uimitor! Acum când Lori face parte din trecut, mă simt mult mai bine. Nu mai sunt cu inima rănită, nu mai am niciun sentiment când mă gândesc la ea. Bun, au început să revină sentimentele. Trebuie să scap de sentimentele astea! De ce vrei să zici că s-a terminat? Citește pe buzele mele, s-a terminat! Da, o să cred ce zici când o să o văd și pe asta. Bună dimineața, Andy! Wow, sunt impresionat! Dar fac pariu pe un dolar că o să cedez până la sfârșitul zilei. Vă reamintesc că tema despre Casanova trebuie să fie gata peste câteva zile. Oh, am uitat complet de ea. De ce nu vii la mine diseară să facem tema împreună? Andy, uite ce am găsit eu pe internet despre Casanova. Dacă vrei, pot să-ți dau și ție adresa. Ce zici? Ce este cu Andy? Cum poți să mă întrebi asta? Mai întâi îl amăgești, apoi îi dai speranțe pentru viitor, apoi ai înărui toate visele pe care le-ar avea așa, pur și simplu. Ești o persoană foarte rea și fără sentimente, se pare. Care era adresa aia de net despre Casanova? Bine, ne vedem mai târziu. Care este problema lui? Cred că e supărat pentru că am țipat la el ieri, dar nu știu de ce. Am țipat la el de mai multe ori. Da, și chiar merita să țip la el. De ce îți faci probleme cu el? Nu este bun de nimic. Nu este bun de nimic. Eu mă gândeam că este mult mai rău. Hei, fii atent aici. Casanova și-a scris memoriile și le-a numit povestea vieții mele. Cred că pe vremea lui a fost faimos. Fără îndoială, cartea se numește povestea vieții mele. Plictisitor. Poate dacă cel mai mare iubăresc din lume și-a scris povestea, poate să o facă și cel care face cele mai mari farse din lume. Denny, ai onoarea să fii primul care scrie despre mine. Deschide portofonul ăla. Asta este povestea celui care face... Celui care face cele mai bune glume din lume, Andy Larkin. Totul a început în casa modestă din micul oraș canadian numit East Gekel. Treci la subiect, plicticosule! Cel mai bine să se povestească Andy Larkin cum face farsele. Domnule Larkin, sunteți la școala East Gekel. Puteți să le spuneți ceva despre colegi, de exemplu despre Danny Pickett? Danny Pickett este cel care mă îndeamnă să fac toate farsele. Este cel care mă ajută să fac farsele să fie reale. Da, ai dreptate. Să mergem mai departe. Peter Leach și Andrew Leach? Fraier. Lori McNay? A, da, minunată, frumoasă și încântătoarea Lori McNay. Miroș urât, ai nasul mare, te scarpin și ești un ratat. Deci, domnule Larkin, încă mai țineți la Lori McNay? Nu, și cred că mi-ești dator cu un dolar. Dar despre fata cea nouă, Shirley Tasker? Păi, să-ți enumăr ce nu-mi place la ea. Nu se poate controla, este furioasă pe mine. Și acum părțile bune. Aici mă abțin. Eu cred că este chiar drăguță. Hei, cine trebuia să povestească?
Bună, Andy! Chiar sunt geloasă pe tine, Lori. Aș vrea să mă ignore și pe mine, Andy, așa. Nu-i nimic de râs. Chiar nu îmi place cum se comportă cu mine Andy Larkin. Dar cu toate astea, comportamentul lui mă face să mă simt bine. Să recunoaștem că Martin Bonwick este cam tocilar. El este singurul care este atent la ore. El stă mereu lipit de scaunul lui, la figurat vorbind. Dar de data asta o să fie lipit la propriu. Doamne, ce m-a speriat când a apărut așa. Vai. Nu, ai. Ceva mai mult acid în suc. Eu o să câștig pentru că sunt cel mai bun. Nu, eu o să câștig pentru că eu sunt cel mai bun. Ghicește! Bună, Larkin, se pare că ți este sete. Poți să iei din asta sau din altă. Foarte bun! Să-i dăm drumul. 5, 4, 3, 2... Bună, Andy! Mă gândeam că poate vrei să țin compania. Ups! Hei! Ieși de afară de acolo! Tată? Poți să te întreb ceva? Bine, Andy! Poți să mă întreb ce vrei! E vorba despre fete. Poți să te uiți aici. Diseară este un documentar la televizor despre reproducere. Vreau să zic că cu păsărele și albinuțe și... E trist, nu? Nu, tată. Vreau să te întreb, când nu bagi o fată în seamă, ea de ce se mai ține după tine? Andy, nu sunt o persoană potrivită care să-ți răspundă. Eu n-am ignorat niciodată o fată. Mi-a fost frică că nu o să mai găsesc alta. Ce vrei să zici cu asta? Te-ai însurat cu mine numai pentru că ți-era frică că nu o să mai ai pe altcineva? Nu, am vrut să zic... Nu am vrut să zic chiar asta, dragă. Atunci ce ai vrut să zici? Oh, vezi, dragă, diseară este emisiunea ta preferată, muzică veche din Nord. Bună, rege al farselor, am aflat despre Lori. Probleme la birou, hă? Nu contează asta. Căutam ceva despre Casanova pe net și am aflat că atunci când tu încerci să le ții la distanță, fetele se apropie de tine și mai mult. Păi, Casanova se purta cu ele destul de rău. Nu pot să le condamn pe femei că erau atrase de el. Eu așa cred. Ei, aici ai dreptate. De asta stă și Lori pe lângă mine. Pentru că te-ai purtat urât cu ea. Nu, pentru că m-am purtat bine cu ea. Nu i-am făcut nimic niciodată. Dar te-ai purtat rău cu ea. Nu, sunt numai distant. Îți vine să crezi? Când am vrut să vorbesc cu ea, nu mă băga în seamă. Acum, când sunt eu distant cu ea, vrea ea să vorbească cu mine. Ei, pe trebuie să înregistrez asta pentru posteritate, Danny. Mâine vreau să filmez tot ce face Lori. Nu știu, mi se pare cam... Nu crezi că îmi datorezi un dolar? Unde este aparatul de filmat? Sper că site-ul despre Casanova l-a ajutat pe Andy. Hotărât să nu mai vorbești cu mine niciodată, Andy? Păi, nici chiar așa. Oh, Andy, deci încă îți mai place de mine? Nu așa de repede. Aș putea să încep să te cred dacă... recunoști că sunt un geniu al farselor. Bine, Andy, ești un geniu al farselor. Și o să mă ajut să fac farsele de acum încolo. Atunci ne mai vedem, dragă. Bun, la ce te gândești? Am obținut ce am vrut. Lori, îmi dă o banană. Nu pot să cred asta. Nu pot să cred. Ziceai despre Andy că știe să facă numai farse. Iar acum o să-l ajut și tu? Spune-mi. Sunt mare, Jervis. Pot decide ce vreau să fac. Dar Lori... Jervis ăsta o să strice totul. Trebuie să văd ce vrea să facă. Poți să zici, te-am prins. Ok, Lori. Bine, Lori, acum te voi iniția în minunata lume a farselor. Ce? Nimic.
Uite să spun ce să faci. În după amiaza asta ai zis lui Jervis că între noi nu mai este nimic. Nu, Andy. Stai liniștită, e o farsă. Ai zis lui Jervis că te-ai mai gândit și că ți-ai dat seama că are dreptate. Sunt o fraieră. Că sunt o fraieră care face glume. Mulțumesc. Îi zici lui Jervis să se întâlnească cu tine după ore în sala de gimnastică și acolo tu o să-i zici tot felul de chestii romantice. Chestii romantice? Dar de ce vrei să mă întâlnesc cu Jervis? Asta este gluma. Tu o să aranjezi întâlnirea, dar o să mă duc eu. O să mă îmbrac cu hainele tale și o să mă dau drept tu. Dar să ai grijă să faci totul foarte bine fără ca el să-și dea seama. Jervis o să știe că nu sunt eu. Îmi subestimez puterile. În colțul în care o să ne întâlnim este întuneric, iar eu pot să vorbesc ca o fată foarte bine. Oh, Andy, chiar dacă ești un geniu al farselor. Sunt un pic cam îngrijorat pentru el. Ești îngrijorat pentru că o să-l fac pe Jervis să se simtă un fraier, când eu o să-mi arăt adevărata identitate. Imaginează-ți cum o să fie Jervis când o să-i spună cuvintele frumoasei, mă rog, lui Andy Larkin. Nu știu ce să zic, Andy. Mi se pare destul de lipsit de tact. Bine, Andy, o să o fac. Bine. De acum încolo nu trebuie să mai fim văzuți împreună. Tu m-ai părăsit pe mine, tu o să pleci prima. Bine. Perfect! Doi iepuri dintr-o singură lovitură. Iar începi? Jervis o să se lase păcălit și când o să-i zic că a fost ideea lui Lori, nu o să mai vorbească cu ea niciodată. Nota, vă rog! Nu, nu te întoarce. Vreau doar să-ți aud vocea. Spune-mi ceva romantic. Păi, când sunt lângă tine, simt că am fluturaș în stomac. Și? Stomacul meu începe să facă zgomot ca atunci când mănânc pește. Îmi place totul la tine. Ce-ți place cel mai mult? Îmi plac urechile tale, care îmi amintesc de pastele alea, care se numesc... Paste? Altceva? Nasul tău îmi place, seamănă cu un castravete. Oh, oprește-te, Jervis, îmi faci poftă de mâncare. Ție ce-ți place la mine, Lori? Îmi place că ești un fraier, ci că te lași păcălit, Jervis. Ce zici? Nu, tu ai fost cel păcălit, Andy Larkin. Nu știu ce e pe caseta asta din geanta mea și nici nu mă interesează. Ce e pe ea? Chiar nu-ți dai seama. Lori, să fac o listă cu părțile ei urâte. Este isterică și mereu nervoasă pe mine. Și acum părțile bune. Mă abțin! Da, asta este... Danny, vino imediat aici. E foarte evident ce simți pentru mine. Te-ai folosit de mine mereu ca să-ți reușească ție farsele. Dar, ha-ha, de data asta te-am prins, rege al farselor. Și am totul înregistrat pe video. Nota, vă rog. Tu, trădătorule! Hei, când ești disperat, faci lucruri disperate. Nu puteam să o las pe Lori să-mi ia locul. Trebuia să fac și eu ceva. Am înregistrat caseta aia și i-am pus-o în geantă la restaurant. O să vezi, ia fi atentă. Dar caseta? Asta e liniștită, n-am înregistrat ce s-a întâmplat aici. Reputația ta este încă intactă. Dar i-ai dat lui Lori? I-am dat caseta pe care am făcut-o cu ea când se ținea după tine toată ziua. Și nici reputația ei nu o să aibă de suferit, o să vezi. Tu! Nu, tu! Nu, tu! Hai, draga mea, dacă vrei să ne jucăm, ești în locul potrivit. Iar tu dispari! Da, sigur că îmi place să mă joc, e așa de palpitant. Așa este, draga mea, și mie îmi place. Da, dar nu simt nimic de aici. Poftim? Am zis că pot să-ți zic de aici, adică nu ți-e frică? Arăți foarte bine, îmi place părul tău negru. Ce e asta, Larkin? Larkin! Larkin! Am fost pedepsit pentru că i-am spart lui de Rosa obiectele de artă. Oh, Shirley, arăți minunat! Da,
Prietenele mele au zis că am nevoie de o schimbare. Dar tu să nu încerci vreo farsă, clar? Dar tot așa a rămas. Shirley, spune lui Andy ce mi-ai zis și mie. Ah, da. Tot ce zicea Lori despre respirația urâtă, despre nas, despre miros, nu zicea despre tine, era vorba despre îngrijitorul școlii. Tu glumești? Ți se pare ție că glumesc? Și chiar acum mă duc să mă uit pe caseta video și să discut cu Lori. Așa că să mergem, Shirley. Nu mă lua repede, hei! Hei, lucrurile încep să se așeze, n-o să treacă mult timp și Lori o să se întoarcă la mine. Sunt sigur. Presupun că semăn destul de mult cu Casanova. Ce? De unde vine mirosul ăsta? Nu poți să te las să faci treaba mea. Dă-mi voie să te ajut. Hai, dă-mi buretele. Dă-mi-l mie. Nu, sunt bine, mă descurc. Nu fi copil, dă-mi buretele. Ajutor, să mă ajute cineva, mi se face rău.